În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericite se pântă cele care te-a purtat, și fericit este pieptul la care ai sunt. Iar el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ocrotitoarea Sfântului locașului acestuia, a cărei sfântă adormire o prăznuim noi astăzi, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiți credincioși, vă mulțumim pentru frumoasa prezență din această seară. Le mulțumim și părinților împreună rugători. Părintele Vasile Jalbă, de la Parohia Sfinții Împărați, împreună cu colegul Sfinției sale, părintele Cătălin Constantin, părintele Velicu Constantin, cel care a fost și protos, de la Parohia Sfinții Arhanghel, Sfinții Voievozi, părintele Cepraga Eugen, de la Parohia Sfântul Ioan, părintele Oancă Ioan, de la Parohia Marca,
Părintele Nicolae Forda, de la parohia Înălțarea Domnului din Tecuci, Părintele Iulian Filimon, de la parohia Valea Mărului, Părintele Cristian, de la parohie de la Cosmești, Părintele Florin, care a venit tocmai de la Bari, din Italia, Părintele Adrian Portase, cel care ne-a bucurat prin cuvântul rostit, Părintele Daniel Andriuță, cunoscut și prieten cu noi, de la parohia Sfinții Arhanghel, din Tecuci. Avem la strană și un diacon, pe Părintele Iulian Tonu, de la Padova, din Italia, care mâine va sluji împreună cu noi Sfânta Liturghie la altarul de vară. Felicităm și mulțumim tare mult cântăreților tecuceni, invitați și prietenii noștri care ne-au bucurat cu prezența și cu frumoasa cântare din această seară. Și nu numai cântăreți tecuceni, ci și oameni de cultură, directori de muzeu, directori de casă de cultură, profesori tecuceni care s-au alăturat cântăreților noștri dragi la strană și ne-au bucurat prin cântarea și prin prezența frățiilor lor. Vă mulțumim și dumneavoastră. E primul an când săvârșim slujba hramului la altarul de vară, închinat prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfinților Doctori fără de argint, Cosma și Damian. E bine că ați fotografiat mult în seara aceasta și biserica, pentru că dacă ajută bunul Dumnezeu, de la anul va începe un amplu program de reabilitare a bisericii. Va avea o altă înfățișare biserica. Ne dorim să dăm un chip frumos bisericii Maicii Domnului de la Tecuci, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul preacuratei sale Maici, dar și cu dragostea și cu jertfa frăților voastre. Vă așteptăm mâine la Sfânta Liturghie. Va sluji Părintele Iulius Rădescu, Părintele Diacon Iulian Tonu de la Padova și noi, dacă suntem sănătoși, unul dintre părinți, pentru că e târziu, nu o să mai fie timp să treceți fiecare, ați luat binecuvântare prin prezență, prin împreună slujire și cântare, va trece Părintele Cristian de la Cosmești cu aghiasmă prin dreptul dumneavoastră, vă va stropi pe toți cu aghiasmă, iar la ieșirea din curtea bisericii veți găsi părticele de litie pe care le veți gusta în drum spre casă și tare m-ar bucura dacă din ceea ce s-a binecuvântat în această seară la biserică din jertfa dumneavoastră veți trece pe la vreun bătrân singur sau neajutorat, la vreun copil necăjit și împărtășiți și cu el și cu ei din bucuria și din jertfa dumneavoastră. Părintele Cristian, cel mai tânăr dintre noi, prieten al parohiei noastre, va trece pe la fiecare. O credincioasă și-a pierdut geanta, dar o găsește la Pangar, acolo unde găsiți lumânări când veniți la biserică. Faceți loc, părinte. A ajuns acum? Da, voi, ca să treci și la cealaltă. Hai, ce-l-am voi, la 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2